Bun găsit, dragii mei! Bine că suntem din nou cu dumneavoastră și în această seară, o seară frumoasă în care artiștii noștri sunt dornici de a vă transmite cântecul, cântecul care, bineînțeles, vine din sufletul dumnealor. Elisabeta Vasile sunt eu și prin intermediul emisiunii petrecem împreună, ajungem și în această seară în casele dumneavoastră. Avem și oaspeți dragi care au venit de la drum lung și n-aș vrea să mă lungesc cu vorba. Vreau să-i spun bun venit doamnei Ioana Dinu, care a venit tocmai și tocmai de la Ploiești, alături de soțul dumneai, Gigi Stoica. Bună seara, doamna Ioana Dinu! Mulțumesc pentru invitație! Bucurie mare și în același timp vă mulțumim că ați făcut un efort mare, mare, mare ca să ajungeți aici la Târgu Jiu. Dacă aș fi mai aproape, aș veni mereu, dar departe. Da, e departe. Da, microfonul mai aproape, microfonul mai aproape să ne auzim. Da. Noastră ne-ați mai onorat cu prezența și la filmări, dar aici, în direct, e pentru prima dată când veniți. Pentru prima dată, da. Ne bucurăm, drumul cum a fost? Bine, chiar bine. Da? Da. Chiar bine. Am plecat la 9 și am ajuns la 2. Înseamnă că ați avut timp să aveți o cafeluță, să vă uitați pe aici, pe, avut. Să vizitați operele lui Brâncuș, da? Super. Deci, vedeți, îmbinați utilul cu, cum se zice, cu plăcutul, nu? Și de vreme frumoasă, mulțumim lui Dumnezeu da. Ne mai ține. Îi spunem bun găsit și bun venit, bineînțeles, și domnul Gigi Stoica a venit aici lângă noi, soțul dumneavoastră. Bună seara, bună seara, domnul Gigi. Bună seara, bună seara. Dumneavoastră ați fost șoferul? Eu dumneavoastră, da? Da, ce ne bucurăm. Ne bucurăm să vă avem în această seară și aici alături de noi. Dumneavoastră cântați de mult timp, sunteți pe drumul ăsta. Cum vi s-a părut drumul ăsta al cântecului? Bun, da? Frumos, bine, da? Frumos. Mai ales pentru suflet. Cu o mică pauză. Dacă vrei să vă salutați pe cei dragi, pe cine vreți dumneavoastră, aveți... Ne salutăm toți prietenii pe care îi cunoaștem și prietenii care ne cunosc. Le dedicăm toată emisiunea. Da. Și special, eu vreau să-i dedic toată emisiunea din seara asta, frumoasei mele cumnățele, așa, Tănțica Iordache. Tănțica Iordache, doamna Tănțica, și la noi vă transmitem toată voia bună de aici și, bineînțeles, fiți cu ochii pe EMI TV, că avem muzică bună și în această seară și artiști de seamă. Din Caraș Severin, bănățean de frunte, și dânsul nu a venit singur, a venit însoțit de un nume mare, domnul Dănuț Cârdu a venit însoțit de domnul Ștefan Isac. Bună seara, domnul Dănuț Cârdu, bine ați revenit alături de noi. Și bine v-am regăsit. Am început să ne bucurăm de dumneavoastră, de vocea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Din ce în ce mai des și foarte frumos și foarte frumos. Orice obstacol aș întâlni, sper că la EMI TV să ajung oricum, fiindcă sunteți prima televiziune la care am stat în fața camerelor. Ce frumos, ne bucurăm. Nu vreau să vă fac reclame, dar asta este. Dumneavoastră amintiți acolo în ce recitați dumneavoastră și transmiteți din sufletel acolo de doamna mama Domnica Trop, da, pe care da. O salutăm și urăm din suflet. Și eu o salut și sunt sigur că se uită în seara aceasta. Ea a fost primul critic al meu și datorită dânsei am ajuns unde am ajuns și sunt cine sunt. Ne bucurăm. Bineînțeles, nu pot să o emit și pe doamna Nina Predescu. Nina Predescu, păi dacă eu sincer, prin doamna Nina Predescu v-am cunoscut și îmi place foarte mult cum recitați. Îmi place că sunteți un om așa blând, ales, cu sufletul curat. Sărmână, vă și mulțumesc. Vă înconjurați de oameni asemeni dumneavoastră, iar în această seară l-ați adus, ați adus o voce singur, de aur a Banatului, domnul Ștefan Isac. O voce de aur din generația de aur. Din generația de aur a Banatului. Bună seara, o onoare să fiți aici Bună cu noi seara, în această seară. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur. Prietenul meu. M-a dus aici la dumneavoastră. V-a luat așa cu japca, nu? Dar dumneavoastră mi-ați mărturisit că urmăriți EMI TV, așa că noi ne bucurăm absolut, din suflet. Absolut. Ne bucurăm. 60 de ani de activitate ați făcut anul ăsta? Da, 60 de ani de activitate culturală și 60 de ani de la prima apariție la televiziune. Păi mă apropii de 79 de ani de viață. Doamne, să vă ajungeți la 100, la, cât să zic, 120 și să urmăriți Banatul, EMI TV. În Banatul de Munte am rămas cel mai vechi solist. Achimnica s-a dus,
Chepețeanu s-a dus. L-am cunoscut și pe domnul Achim Nica, am avut onoare să cântăm la un eveniment, chiar la o nuntă și fiind în etate, dumnealui Doinea, așa, în stilul în care doar am început activitatea în 64, noi nu eram cunoscuți în zonă, Ioana Munteanu, care nu era câștigătoare, deau, care da. Nu era câștigătoare la Floarea Tănase, din Grădină sau la Maria Tănase. La da. Maria Tănase. Era o amatoare. Și luam pe Achim Nica cap de afiș, pentru că pe el, pe Tiberiucea, pe de ăștia de la Timișoara. Și pe unde veni și noi încet, încet, încet. Păi cum să nu? Deci asta înseamnă că ați fost și noastră ajutați, nu? Și da. Noastră, la rândul noastră, ați ajutat, nu? Ajutați da, sigur, tinerii? Sigur, sigur. Ce părere aveți despre tinerii din ziua de astăzi? Că uitați, noi în platou aici avem ceva tineri și știți că toți sunt talentați. Tineri, foarte mulți tineri care au venit la mine, dacă le permit să cânte din repertoriul meu. Și le-ați dat voie, absolut, ce frumos. Absolut, că la o emisiune, la o altă televiziune, un tânăr care a fost selectat pentru... Un anumit concurs, da, da să zicem, da? Și a spus că de ce, cu cine vine în recital? A spus că cu domnul Ștefan Isac, de ce? Pentru că eu cânt cântecele dânsului. Frumos. Deși că ăla era din altă zonă și eu din Caraselu da, da, și el de la... Băiatul a ținut da. Cont de dumneavoastră, absolut. Foarte frumos. Absolut. Mulțumim, sperăm din și suflet vă să vă placă în această seară și să mai reveniți alături de noi. Ana Preda în această seară cu noi pentru prima dată aici la MiTV, vine de la Slatina, o teancă frumoasă care are și glas frumos, o să vedeți. Asemenea, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și mă bucur tare mult că sunt în seara aceasta la dumneavoastră în emisiune, la MiTV. Reprezentați zona dumneavoastră de acolo sau abordați și aveți în repertoriu și alte doar, da. La evenimente bănuiesc că mai puțin, mai cântăm de toate, nu? La evenimente mai puțin. Mai puțin, da? Da. Mai puțin. Ați venit însoțită de fetiță. Da, cu fetița și cu soțul meu, am venit și cu mama mea. Ia, auzi, cu toată familia. Cântă, da. Mai cântă cineva în familie? Mama. Cântă, mama. De fapt, păi nu și-a urmat, nu? Da, nu și-a urmat cariera pentru că s-a mărit mai de micuță și... Da, asta este, au fost altele prioritățile, așa s-a întâmplat și în familia mea, dar mămicile noastre acum sunt mândre de fetele lor care le-au îndeplinit visul, da, și îl duc mai departe. Pe cine vă salutați? Vreau să salut și eu pe surioarele mele, pe cumnați și... toți telespectatorii din seara aceasta. Nu trebuie să aveți emoții, că uitați aici câtă lume. Da? Și tineri sunt și din generația de aur și vine acum doamna Georgeta Rădulescu. Să dânsa nu are deloc emoții. Bună seara, da, doamna Georgeta! Cum să aveți noastră emoții? Da, cum bine să ați nu, venit am, alături de noi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ia că sunt aici. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Minunea. Să apăreți în sfârșit. Să apar. Și microfonul aproape de viață. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Cu drag. Și vreau să dedic întreaga emisiune telespectatorilor și familiei mele. Telespectatorii noștri s-au mai bucurat de videoclipurile dumneavoastră aici la EMI TV. Sunteți colaboratori EMI TV și cu casa de producție și cu tot ce trebuie. Acum noi vă mulțumim că ați străbătut calea de la Craiova, nu? Și ați ajuns aici. Pe cine vă salutați? V-am spus, salut familia mea, pe copii, pe nepoți, cam un nepoțel și o nepoțică. Și pe toți telespectatorii și pe toate generațiile, că eu de toate generații. Fost educatoare. Educatori, toate ce frumos. Generațiile pe care le-am insuflat, cărora le-am insuflat dragostea pentru folclor și dansuri populare, le transmit tot ce e mai frumos și este mai bun pe lumea aceasta. Și noi, și noi, bineînțeles. Bineînțeles că... Și mai vorbim pe parcursul emisiunii, că acum dăm drumul la cântec, să răsune în această seară aici la EMI TV muzica. Dar cântinoși mai
știi ce aduce ceasul și ce vremuri mai trăim. Viața e tare frumoasă, haide să o trăim din plin. Că nu știm ce aduce ceasul și ce vremuri mai trăim. Ridicați paharele, să urăm la mulți ani, să fim cu toți împreună și peste 100 de ani. Ridicați paharele, să urăm la mulți ani, să fim cu toți împreună și peste 100 de ani. Oameni dragi la joc, petrecem fie ce-o fi până mâine-n zor de zi. Luați paharul, dați noroc, haideți oameni dragi la joc, petrecem fie ce-o fi până mâine-n zor de zi. Medinți frumos meleag, multă lume ce-o cânta, din gornenți până-n drobeta, s-auza cântând trompeta, din Severin la Ponoare, ce cântă și mic
și mare. Din izverna negoiești, mândre cânte se găsești. Cât de mândru ați doinit peste munți s-o auzit. Cât de mândru ați cântat s-o auzit până-n Banat. Am stat și-am ascultat în sat la mine în Banat. Am plecat să văd cine așa mândru doinește, sufletul și-l răcorește. Cine credeți că cânta? Domnica Troc, sufletul și-l răcorea. Prima o cântat domnica, apoi o vin Angelica, ori cântat munți și șerna, din Herculane până-n izverna. Cântul lor și azi răsună, o rămas rămână bună. Thank you.
Aplauze, felicitări, felicitări, o bucurie să vă ascultăm. Doina ne aduce într-o anumită stare, ne produce multe, multe emoții. E mai lungă, dar când am înregistrat-o... A zis să te iasi din ea? Era fântână cu trei zvoare, cine bea din ea să moară. Hai mândros să bem și noi, să murim amândoi, ia să ne îngroape însă voi, să cânte cucu pe noi. La noi era să ne groape într-o lădiță, guriță lângă guriță. Da, da. O voce foarte frumoasă a banatului, să ne trăiți mulți ani și să ne mai cântați. Mulțumesc, și vă mai așteptăm pe la noi. Așa cum vă spuneam mai devreme, avem și tineri alături de noi și vreau să-i chem așa unul câte unul. Denisa Nicola tocmai ce ne-a cântat o melodie frumoasă de nuntă. Bună seara și bine ai revenit alături. Bună seara și bine bună m-am seara. Regăsit. Gata, emoțiile nu mai sunt la s-au tine. S-au dus emoțiile. Da? Acum trebuie să ne simțim așa, da, cumva, ca acasă, pentru că noi suntem niște gazde, zic eu, care facem, nu că nu facem nimic forțat, așa suntem noi, primitori, și vrem ca și voi să vă simțiți ca acasă. Așa este, trebuie să ne simțim ca acasă, să lăsăm toate emoțiile deoparte pentru da, că... Da, pentru că cei de acasă, exact, asta sunt, așteaptă. Sunt acolo în spatele ecranelor, nerăbdător să ne privească și dacă noi avem emoțiile, și transmitem și lor. Și tu ne-ai invitat la joc, ne-ai dus da, așa într-o... Parcă ne simțeam la nunt, așa, cu, da, cu mirele, noamea, cu mireasa, piesă, cu nașul, cu nașa, nu, cu sucrii. Am făcut special pentru da? Toți mirii. Frumos, unde frumos. O să cânt la tu nunt. Tu cânti la evenimente, nu? Da. Și? Special pentru toți mine am făcut-o să fie așa special. Ai, din partea de mea. De când cânti la evenimente? Nu de foarte mult timp, de câteva luni de zile. Ia auzi, deci la început. Și da, cum e? Cum e? Ai foarte fost... bine, nici nu mă așteptam, sincer. Mi-am să găsit... te integrezi așa de mine, să-ți găsești locul, nu? Da, în ianuarie m-am întâlnit cu un băiat care cântă la orgă, colegul meu, Cosmin Mitrache. Propunere, nu? Eu l-am abordat pe el. E bine să abordăm și noi care e păi problema, da, dacă îți dorești un lucru. Exact, și apoi ușor, ușor avem și un băiețel la vioară, Fabian Ninciu, pe care îl salut. Deci saluți formația, nu? Da. Băieții care da, 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 formează bandul da, cu care cânti tu, da? Exact, băieții care îmi sunt alături mereu și le mulțumesc din tot păi, sufletul. Păi noi te așteptăm și aici la o emisiune live împreună cu colegii sigur, tăi, sigur că tu știi că noi... Da. Transmitem voie bună și prin emisiuni live, care sunt foarte urmărite. Dacă vrei să salut și dacă vrei să ne zici ceva despre piesa cea nouă, să aduci mulțumiri cuiva, eu știu cu cine ai lucrat, că sigur normal că am da, avut ajutoare, nu? N-ai lucrat singură. Sigur că da, vreau să mulțumesc domnului Cosmin Streață pentru linia melodică. Salutăm pe Cosminu. Marcela Nanu pentru versuri. O pup și eu, că mi-a făcut și mie ceva foarte frumos, Marcela, abia aștept acolo să... Da. Doamna Marcela este o doamnă de nota 1000. De nota 1000, da. Îi salutăm și noi pe toți cei care ne urmăresc și pe toți cei care au contribuit la realizarea piesei tale. Mulțumesc și mult. Mai vorbim pe parcurs. O altă tânără frumoasă vine din grădina noastră, a crescut aici la Școala Populară de Artă, eu știu la și la Clubul Elevilor, nici nu știu sigur pe unde a mai crescut, însă acum a plecat mai departe să studieze de ceva timp. Este vorba despre... Eu știam Carmen Alisa Pasăre, eu acum am văzut că pe videoclipurile tale scrie doar Alisa Pasăre, dar îmi pare bine că te revăd și că ai revenit aici la EMI-TV. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Frumoasă, costum ales! Ca dintotdeauna! O pincuțe! Da, am vrut să-mi iau pantofi și nu i-am mai găsit. Nu i-am mai găsit și mi-am luat o pinci, am da, zis da, să fiu mai porți, autentică. Tu porți din zona Banatului, da? Da. Pentru că te-ai fi dus să studiezi acolo. Da, de ce? Sunt la Liceul de Artă Ion Vidu, da? Și de ce m-am dus să studiez? Pentru că eu am pornit, de fapt, cu Banat când am pornit spre o gorjancă, în drumul cântecului pe popular. Cânte, pe am să pornit, cânte stilul mănățean, da. Nu?
Și mama mea, de altfel, cântă banat, pentru că ea nu are lovitură de glotă. Și atunci eu abordez foarte bine și stilul gorjenesc. Știu că eu așa te-am cunoscut prima și în concursuri, bineînțeles, da? Numai cu gorj merg. Doar că mă pasionează foarte mult stilul acesta bănățean. Dacă studiezi și îți place foarte mult, tu știi că și de la noi, din zona Roberta Crintea, a studiat și ieși și foarte, foarte bine. Zici că este de acolo, așa că dacă îți dorești, ți se întâmplă, nu? Da. Și cum? De cât? De 2 ani ești acolo? Da, de 2 ani jumătate. Și cum te-ai integrat acolo între bănățeni? Foarte bine, având în vedere că eu am mai cântat banat și înainte. Vă dați seama că nu a fost așa greu să cânt zona lor și atunci ei mă apreciază foarte mult. Pentru că bănățenii mai greu să cânte oltenește și atunci... Iauzi. Păi dacă tu cânti și cu lovitură de glotă... Păi da, atunci... Da, asta este. Ia zi, pe la câte concursuri? Ce premii ai mai vânat? Am fost pe la foarte multe concursuri, dar încă nu am adus un premiu... Important este să participarea. Dar acum o să mă pregătesc mai bine și... Dar ai cu siguranță. Mai multe, am văzut că ai videoclipuri frumoase. Da, am făcut un videoclip nou, cea mai nouă piesă a mea. Am numai un frate, pentru fratele meu. Pe această cale îl salutăm și pe Sebastian Roșca și îi mulțumesc foarte mult pentru orchestrație. Ai făcut acolo o orchestrație cu oameni de seamă. Normal, bineînțeles. Da? Cu orchestrator de seamă. Da. Păi trecem la cântat și mai vorbim, că mai avem de prezentat încă două fete frumoase după aceea. Muzica... Ție-i dragostea suflet, în a inimii grădină, s-a pristare rădăcina. De cât de la primul zâmbet, mi-a coții dragostea suflet, în a inimii grădină, s-a pristare rădăcina. Când ți-am dat și-o sărutare, dragostea a făcut floare, și-o îngrijesc cât pot de bine, că e floare de la tine. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte, n-aș putea că nu-s cuvinte. Mi-a fost bună, iar că plesau ești departe, numai de opta ta-n parte. Când stau cu tine împreună, simt că soarta mi-a fost bună, iar că plesau ești departe, numai de opta ta-n parte. De cusuri și până-n seară, gândul doar la tine-mi soară, iar noaptea mă rog la stele să apari în visele mele. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte, n-aș putea că nu-s cuvinte. Pe flori și le viorează. Ai venit la mine viață, căruia de dimineață, care în zore se așează, pe flori și le viorează. Îți simt iubirea curată și faci inima să-mi bată. Ea spune că-i fericită, că
de tine sunt iubită. De-ar fi să-mi scriu pe-o hârtie dragoste ce supur ție și inima mea ce simte, n-aș putea că nu-s cuvinte. De-ar fi să-mi scriu pe-o hârtie dragoste ce supur ție și inima mea ce simte, n-aș putea că nu-s cuvinte. Degeaba îi să t-ai grijă, frate, la 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 la. Ogoai ce boli stai pe pașe, la 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 la. Degeaba îi să t-ai grijă, frate, la 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 la. Ogoai ce boli stai pe pașe, la 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 la. Degeaba îi să t-ai grijă, frate, la 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 la. Ogoai ce boli stai pe pașe, la 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 la. Se frații mi-o dar și la 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 la. Degeaba îi să t-ai grijă, frate, la 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 la. Ogoai ce boli stai pe pașe, la 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 la. Dar i hot să dă numai cu buna, la 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 la. Pe lângă mama în totdeauna, la 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 la. Trecui prin satul de altădat, văd poarta ferecată. Casa ce-am iubit odată, nimeni nu mă așteaptă. Trecui prin satul de altădată, văd poarta ferecată. La casa ce-am iubit odată, nimeni nu mă așteaptă. Am rămas doar cu amintiri, ce-a fost frumos odată. Aș vrea din nou să mai fiu tânăr, să aștepte mândra-n poartă. Am rămas doar cu amintiri, ce-a fost frumos odată. Aș vrea din nou să mai fiu tânăr, să aștepte mândra-n poartă. Dar anii au trecut pe rând,
nici nu mi-am dat seama. Aș vrea de toate să mai fac, să nu bag timpul seama. Dar anii au trecut pe rând, că nici nu mi-am dat seama. Aș vrea de toate să mai fac, să nu bag timpul seama. Merg la mândre seara în sat, pe mână să le țin, să le iubesc cu foc și drag până noaptea târzii. Să merg la mândre seara în sat, pe mână să le țin, să le iubesc cu foc și drag. Chiar dacă părul mi-a albit, de anii ce-au trecut, îmi trăiesc viața ce-a rămas și nu mă dau bătut. Chiar dacă părul mi-a albit, de anii ce-au trecut, îmi trăiesc viața ce-a rămas și nu mă dau bătut. Mi-e dragă viața s-o trăiesc, cu chef și voie bună, oameni buni să-mi petrec. Inima nu-i bătrână, mi-e dragă viața s-o trăiesc, cu chef și voie bună, oameni buni să-mi petrec. Inima nu-i bătrână. Doamne, doar cu voia ta, eu ce-aș mai vrea.
Publicitate.